Peste 7500 de gospodării din Drobeta, Turnul Severin, dar și din satele comunelor Șimian și Jiana Mare beneficiază de apometre inteligente. Digitalizarea sistemului permite deopotrivă citirea la distanță, dar și detectarea branșamentelor ilegale. În același timp, elimină furtul din rețea. Proiectul este implementat pe fonduri europene de către operatorul județean de apă și canal. Iar până la finalul anului viitor, peste 20.000 de gospodării vor beneficia de apometre inteligente. Se văd diversele probleme pe care ele le transmit. Ei le transmit pe baza unor coduri de eroare. Da? Codurile de eroare poate să fie de avarie după apometru, o spărtură ceva, un consum foarte mare. Dacă cineva încearcă să umble la acest apometru, se vede în sistem, apare un cod de eroare. Da? Deci vorbim de o aplicație. Este o aplicație, da, care transmite toate datele transmise de aceste apometre electronice. Rezolvarea problemelor apărute la rețeaua de apă și canal este pentru câteva mii de gospodării din Drobeta, Turnul Severin și din satele comunelor Șimian și Jiana Mare, la doar câteva clicuri distanță. Aici s-au montat apometre inteligente care permit, pe lângă citirea la distanță, și detectarea erorilor ce pot apărea, dar pot identifica și furturile din rețea. Aceste contoare inteligente transmit datele la distanță cu ajutorul unui dispozitiv care se montează pe mașină. Practic, angajații nu trebuie să ridice capacul să citească aceste apometre, pur și simplu trec cu mașina din mers la o viteză mai redusă și le citesc. Index și apometrele sunt transmise automat în platformă, dar nu numai index și sunt transmise în platformă, cât și anumite coduri de eroare. Cum ar fi avarii după apometru, cum ar fi un consum foarte mare și orice încercare de intervenție neautorizată asupra unui apometru. Practic, pentru toate aceste probleme există niște senzori care sesizează aceasta. El funcționează pe bază de niște senzori care transmit, cum v-am mai zis, codurile info în platformă. Proiectul este implementat de operatorul județean de apă și canal și va continua până în 2025, până când 20.000 de astfel de aparate vor fi instalate. Este vorba, practic, despre un proiect derulat de societatea SECOM, prin care, practic, se modernizează întreg sistemul de distribuție al apei la nivelul municipiului Drobeta, Turnul Severin, adică apometrele clasice sunt înlocuite cu unele electronice, cu citire la distanță. Sunt modele digitale care, mai presus de toate, aduc avantaje consumatorului, asigură o contorizare precisă și facilitează monitorizarea consumului, adică ele nu înregistrează aer, nu merg înapoi și au foarte mulți senzori pentru a elimina partea de fraudare. Trebuie să spunem că este vorba despre un proiect derulat pe fonduri europene cu cofinanțare din partea primăriei și a societății SECOM în valoare de 2 milioane de euro. Este vorba despre, cum am spus, înlocuirea a aproximativ 15.000 de apometre, în jur de 5.000 schimbă constructorul cu care avem contract cu scoaterea pe domeniul public și în jur de 10.000 de apometre schimbă societatea SECOM. Până acum, aproximativ 7.000 de apometre din acestea inteligente au fost deja montate. Montarea apometrelor inteligente este gratuită doar la case și prin asociațiile de proprietari.